Perioada manifestărilor în care va fi implicată trupa Sistem coincide cu perioada de desfășurare a zilelor Târgoviștei. Proiectul Sistem și Prietenii, Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște Respect pentru Trecut, urmărește promovarea și valorificarea turismului local prin promovarea identității culturale locale. În țară, proiecte asemănătoare vor fi implementate în alte 7 orașe. Noi am depus 8 proiecte pe această idee, am semnat până în momentul acesta 3. Primul eveniment va avea loc la Târgoviște, la dumneavoastră. Va fi un eveniment care se va întinde pe 2 zile. O să aibă loc chiar aici, în spatele ruinelor. Vor fi 2 zile pline de întâmplări artistice sau istorice sau ecologice. Sufletul manifestărilor târgoviștene va fi trupa Sistem ce va concerta în municipiu de zilele orașului. Pe lângă concerte, proiectul înseamnă manifestări culturale, expoziții, seminarii și acțiuni ecologice, totul în scopul atragerii a cât mai mulți turiști. Îmi doresc tare mult ca acest, să spunem, mini-festival de 2 zile să fie tot timpul în memoria celor din Târgoviște, dar și a turiștilor care ne dorem să vină aici cu ocazia acestui eveniment. Și un lucru foarte important pentru noi este să promovăm Târgoviște, să promovăm cetatea Târgoviște, atât în țară cât și în străinătate. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă cu acest turneu în care Târgoviște este primul reper, este un lucru nemaipomenit. Târgoviștea, după cum spuneam, poate mai mult și merită mai mult. Și iată, ușor, ușor, începând cu decorul în care ne aflăm, începând cu ruinele vechii cetăți de scaun Târgoviște, cu turnul Chindiei, cu Curtea Domnească, toate aceste lucruri sunt doar mici repere din ceea ce Târgoviște poate să însemne într-un circuit turistic al României. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, având o valoare totală ce depășește 1 milion de lei.